avem cauciuc de iarnă. Cine? Da. Pe motocicletă. Nu de urgență. Ar
urma să se decidă redeschiderea restaurantelor, cinematografelor și teatrelor din capitală, începând cu miezul nopții. Cezara Scutari are detalii. În primul rând, se vor redeschide interioarele restaurantelor și cafenelelor. Aceste spații vor putea funcționa, dar cu o condiție. Vor putea deservi doar la o capacitate de 30%. De asemenea, vor începe să funcționeze sălile de spectacol, teatrele și cinematografele. Iarăși, spectatorii vor putea ocupa doar 30% din aceste spații. În ultimul rând, prefectul Traian Berbeceanu a menționat redeschiderea sălilor de jocuri de noroc. Iar toate activitățile desfășurate în aceste spații pot fi...